Un cunoscut judecător din Pitești a murit seara trecută în timp ce era transferat la un spital din capitală. Magistratul Gabriel Apostol a ajuns ieri dimineață la Spitalul Județean de Urgență Pitești după ce și-ar fi injectat benzină în vene. Starea lui s-a agravat, iar medicii au decis să fie transferat la Spitalul Floreasca din București. Pe drum însă, bărbatul a intrat în stop cardiorespirator și nu a mai putut fi salvat. Momentan nu se știe de ce a apelat judecătorul la un asemenea gest.